Când ați plâns ultima dată? Am fost la Elisabeta Rizea la Nucșoara. Am fost acum fix 3 săptămâni. Și doamna aceea, și acum încep să povestesc, o să mă emoționez, doamna aceea pentru mine înseamnă exact dovedirea faptului că în România există niște demnitate. Este și o postare la mine pe Facebook și văzând acolo casa ei, m-am emoționat foarte tare. Ceea ce se întâmplă și acum. Este ultima întrebare. Care este cel mai mare regret al dumneavoastră? Că antrenorul echipei noastre de volei a murit înainte să ajungem în finală.